Ei, salut și bine v-am găsit la un nou vlog. În acest vlog o să fac turul curții pentru că a fost cerut secțiunea de comentarii. În episodul trecut v-am lăsat să îmi scrieți ce ați vrea să postez și acum o să fac turul curții doar pentru că o să încep cu o veste puțin cam nasoală. Am vrut să încep cu acești porumbei. Aici aveam o pereche de porumbei voiajori dintr-un pui pe care l-am crescut eu singur pentru că a rămas fără părinți, dar pisica i-a servit, ca să spun așa, exact după ce a ieșit din nou. Așa că, din păcate, nu o să mai pot să vi arăt și o să continui cu restul. Aici am pisicile, turul curții. Sunt mai multe, doar că, momentan, uitați, încă una acolo, două, am vreo 5 sau 6. Aici este cățelul meu. Max de la Maximilian. Nu, glumesc. Max, băiețelul. Cel mai drăguț câine. Rasă pichinez, în caz că sunteți interesați. Pichinez pur, să fie ca lumea, clar. Așa, o să continui la găini. Aici, probabil ați văzut din vlogurile anterioare, am găini pitice, 8 la număr și un cocoș. Și o să aveți în viitorul apropiat un episod cu ceva foarte surprinzător legat de această găină. Nu foarte recent, pentru că ca să faci un episod legat de ce vreau eu să o fac, o să dureze ceva, dar o să vedeți ceva foarte interesant legat de cloța aceasta, pentru că nu va fi pusă pe o de găină. Va fi pusă pe ouă de găină, va fi pusă pe ouă de altceva, de niciun fel de găină, va fi pusă pe ouă de altceva. Bun, porumbei. Să vă arăt la porumbei. Legat de ei tot ce am vrut să vă zic. În primul rând avem o pereche aici care s-a format, adică cel mai probabil s-a format pentru că stau într-una împreună. Și această femelă de uriaș maghiar nu este femelă, este mascul, pentru că a chemat la cuib și aceasta este femelă și se pare că s-au împerecheat. Jos m-am uitat eu, nu, nimic nou, tot ouă, aici la fel. Da, ceva nu e. Ok, stați că am reușit să o prind. Stai, te rog frumos. Of, dar nu e ok. Au. Ce mi-a pălit una. Ok, așa, masculul acesta este, mulțumesc că mi-a spus că este mascul. Masculul acesta este încă singur. Și altă noutate legată de porumbei, aceștia doi la fel s-au împerecheat. Femela de voltat cu kingul ăsta, pentru că mi s-a spus că sunt pereche kingii, dar de fapt sunt băieți amândoi și s-au împerecheat. Poate prind pe cadru acum. Toată ziua, bună ziua, stă aici cu el, dar acum seara nu știu de ce s-o dus în partea aia, poate s-o fi bătut ei, adică ăștia de sus cu asta sau așa, și au fi zburat acolo și o să fie rămas acolo la bărna. Dar de obicei cam aici stă cu el. Dacă o să prind un cadru, o să vi le pun în episoadele următoare, dacă o să prind ceva, o să încerc să filmez cum se pupăcesc, dacă pot să spun așa, adică se vede că sunt pereche. Se văd toate semnele că sunt pereche. Nu știu dacă prin ceva. Masculul ăsta, să-mi scrieți dacă vreți să-l pun și pe el la fel ca aceștia doi. Adică acest mascul este cu această femelă. Să scrieți dacă vreți să-l pun și pe acesta cu... Dar ce ești așa rău? Să-l pun tot așa cu o femelă, de exemplu, cu... Nu știu dacă îi bau, uite aici, cu femela aceasta. Dacă vreți să-l pun sau ceva, sau să, probabil o să se împerecheze el. Aici alte noutăți nu sunt. Uite acesta,
văd că se dezvoltă bine. Am aflat ce este cu aripile, adică aripile lui. Dar ce ai pățit aici? S-o fi îmbătut ăștia între ei. Ce pana mea. Că doar m-am uitat azi la voi. Ce ăștia și-a lovit acolo? Care o să fi... Cum se bate ei toată ziua? Poate s-o fi bătut și l-o fi lovit pe pui sau habar n-am. Ok, aici noutăți nu sunt la fel. M-am uitat, dacă nu mă credeți, sunt tot ouă. Adică, uite. Da. Nu cred că o să prind ceva acum pe cameră de la aceștia doi. Calmează-te, te rog frumos. Ce ești așa agitat? Uite-te. Ciupe-mă. Tare rău ești. De obicei ești blând și acum ce ai? În fine. Să-mi ziceți dacă vreți să-l pun și pe acesta cu aceștia doi, pentru că am numai fete și nu am alți băieți și mă gândesc să-i las până dacă aș face rost de un băiat sau dacă mi-ar scoate un băiat unii dintre aceștia sau aceia, abar n-am. Dar dacă o să prind ceva o să vă pun într-un video legat de aceștia doi. Bun, să trecem mai departe, pentru că porumbei i-ați văzut în majoritatea videourilor. Ok. Și în secțiune de comentarii am văzut că cineva a vrut turul curții și altcineva a vrut să mai fac tutoriale. Păi, ca să mai pot face tutoriale, va fi nevoie să-mi puneți o întrebare, iar eu o să fac un video despre legat de acea întrebare și o să fac un tutorial legat de acea întrebare. Aici găini, nimic prea special. Am și două crețe, dar nu știu unde sunt. Adică sunt coaste aici, dar nu știu exact unde sunt. Sunt pe aici undeva. Dar, na. Uite una acolo, în partea aia, nu știu dacă se vede. După cea roșie de acolo, cea din partea aia, acolo. Aici, aceasta cred că vrea să fie cloț. Dacă nu mă înșel, aici le-am pus în cuncui pentru că nu le ajungeau, dar văd că l-o stricat. Curiozitate aici, nu, nimic. Că se mai au în spate. Așa. Doi porci. Nimic special. Ăsta, auz mascul. Băiat și fată. Așa. Nimic prea special. După cum v-am zis, filmez pe noapte din cauza construcției. Și plus că ziua este foarte gălăgie și nu am cum să filmez. Ce se mai întâmplă? Ce se întâmplă? Uite ce te dai. Da, și cum am zis, dacă vreți să mai fac tutoriale, va fi nevoie să-mi puneți niște întrebări în secțiunea de comentarii. Întrebări legate de porumbei, de păsări, de găini, de rațe, de gâște, de orice. Legate de orice animal, sau nu orice animal, animale în general, așa, domestice. Legate de animale, de porumbei, păsări, ce vreți voi. O întrebare, iar eu o să fac un video separat legat de acea întrebare. Un video separat care va fi un tutorial sau o explicare într-un fel a întrebării acesteia pe care o să mi-o puneți sau dacă mi-o să-mi puneți. Ca să fac tutoriale mai am nevoie de întrebări de la voi ca să știu despre ce să fac tutorialul. Sau de exemplu să fac încă un video la fel ca acela cu în ce constă hrana. Așa, aici sunt cloțele, nimic foarte special, n-au scos încă, v-am zis, trebuie să scoată săptămâna viitoare, duminică, are, wow, cât e. Da, nu trebuie să vedeți așa ceva. Nu mai e. Pentru că nu-mi plac păinjenii, deloc, nu-i suport. Sincer, vă spun, nu-i suport. Dar unde s-a dus? Că l-am călcat, dar... Da. În fine. Așa, aici cealaltă cloță. Amândouă trebuie să scoată pe aceeași dată, în aceeași zi.
pentru că le-am pus deodată. Și da, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, să activați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou și să-mi scrieți ce credeți că o să iasă dintre un King și un Voltat, adică eu aș vrea să iasă tot ceva mare ca și King-ul, doar că să aibă coada Voltatului. Adică eu asta aș vrea. Ok? Eu am fost Bogdan, nu uitați că dacă vreți să mă susțineți și mai mult o puteți face printr-un like, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Aici suntem la gâște. Prima oară mă gândeam dacă să le includ în video pentru că doar ce le-am prezentat în video-ul anterior, așa că nici nu știu sincer dacă... Așa că n-am știu sincer dacă să le mai bag, da, o să pun un clip la urmă cu ele acum, cum filmez. Așa le-am chemat din, tocmai din partea aia, le-am chemat așa fluierând până aici. Și dacă tot sunt aici, o să verific ceva, pentru că, de ce nu? Nope, nimic, tot gol, înseamnă că mâine. Da, cam astea sunt gâștele. Nu prea am ce să vă arăt legat de gâște, dar... Ia uitați-l. Cum de nu vii acum? Pe filmare nu vii? Da. Ne auzim data viitoare.